În urma votului românilor s-a conturat o majoritate. Această majoritate a propus azi un nume de prim-ministru, care este Liviu Dragnea, printr-un interpus. O să nu o să votăm un astfel de guvern, o să facem opoziție în Parlament. Opțiunea noastră este că propunerea PSD-ului domnului Savil Saideh nu avea învergura necesară pentru poziția de prim-ministru și, cum am spus, ar fi o guvernare, un prim-ministru prin interpus, ceea ce e o noutate în democrația noastră.